Adio vacanță! De luni, elevii și preșcolarii se întorc în sălile de clasă. Pentru prima oară, anul acesta, calendarul școlar a inclus 3 săptămâni dedicate vacanței de iarnă. Astfel, cursurile s-au încheiat pe 22 decembrie 2011 și se vor relua pe data de 16 ianuarie. Următoarea vacanță va fi de Paști, între 7 și 22 aprilie, iar anul școlar se va încheia abia pe 23 iunie. Cu ocazia începerii celui de-al doilea semestru, inspectorul școlar general Dumitru Matei le urează așadar tuturor elevilor un semestru prosper și plin de realizări.